timp, în lumea muzicii metal este o mare nebunie în legătură cu reuniunea trupei Pantera, sau mă rog, a membrilor rămași în viață. Și asta mă bucură enorm. De asemenea, mă bucur că aceștia vor ajunge în România la Metalhead Meeting 2023 pe 27 mai. De asemenea, membrii originali Phil Anselmo și Rex Brown, alături de chitaristul lui Ozzy Osbourne, Zakk Wylde și bateristul Anthrax, au avut primul show live pe data de 2 decembrie la Hell and Heaven Metal Fest din Texcoco, Mexic. Din ce am văzut așa pe internet, fu cool toată treaba, dar întrebarea mea este câte lucruri știm despre acești pionieri ai muzicii metal. Ei bine, m-am gândit să fac acest filmuleț, așa că iată 15 lucruri malefice pe care ar trebui să le știi. La vârsta de 14 ani, Philip Anselmo a ars o parte din casa părinților săi în timpul unei farse care s-a terminat groaznic de prost. Povestea este relatată de însuși protagonistul acesteia într-un clip pe canalul de YouTube a celor de la Loudwire. Ei bine, o să-ți las un link către acesta ca să te lămurești cam cum a stat treaba. Tatuajul CFH de pe partea laterală a capului lui Philip Anselmo înseamnă, ei bine, ai ghicit, Cowboys from Hell. Dimebag Darrell avea un tatuaj similar pe umăr. Trupa Pantera a început ca o afacere de familie, tatăl fraților Abbott le-a produs și înregistrat primele albume, apoi le-a lansat prin intermediul proprii case de discuri independente, Metal Magic. Melodia de pe Reinventing the Steel, Death Rattle, a fost folosită într-un episod din SpongeBob SquarePants intitulat Pre-Hibernation Week. O să-ți las link către această melodie să o asculti și tu să vezi cam cum a sunat. Metal Magic a fost titlul albumului de debut a celor de la Pantera din 1983, o piesă din numele complet al trupei pe care îl avea la început, Pantera's Metal Magic. Anton Crowley era chitaristul trupei cult death metal Necrofagia în 1999 pe albumul Holocausto del Muerte. Acesta era de fapt Philip Anselmo, care se ascundea în spatele unui pseudonim din cauza unor motive legale. Pantera și-a autofinanțat două videoclipuri în timpul Array Glam, care îl avea ca vocalist pe Terrence Lee Glaze. All Over Tonight de pe Projects in the Jungle din 1984 și Hot and Heavy de pe I Am the Night. S-ar putea să fii total surprins de ceea ce vei auzi și vedea în aceste clipuri. Ei bine, îți las link în descrierea clipului meu. Piesa 13 Steps to Nowhere de pe albumul Great Southern Trendkill l-are ca invitat la voce pe Seth Putnam, notoriul vocalist al trupei Anal Cunt din New England. Înainte să se apuce de chitară bas, Rex Brown a cântat la pian și a fost un mare fan al compozitorului Scott Joplin, chiar și după ce a îmbrățișat stilul rock inspirat de ZZ Top, Def Leppard și mulți alții. Rex a cântat la bas cu trupa sa de jazz din liceu și chiar li s-a oferit o bursă la facultate pentru a studia stilul jazz. După ce s-a despărțit de vocalistul Terrence Lee Glaze, Pantera a lucrat pentru scurt timp cu Rit Mitiasin de la trupa power metal Steel Prophet, până când în cele din urmă au luat legătura cu liderul de lungă durată, Philip Anselmo. În timp ce trupa a înregistrat The Great Southern Trendkill din 1996 la Dallas, Philip Anselmo a tras voce la New Orleans, în studioul lui Trent Reznor de la Nine Inch Nails. Cu toate acestea, Anselmo a declarat că a fost cu trupa în timpul sesiunilor de scriere a albumului. Tot cam în această perioadă, Pantera s-a certat pentru scurt timp cu publicația Kerrang, după ce puternicul săptămânal Heavy Metal a tipărit un desel puțin cam nasol cu toboșarul Vinnie Paul, iar în subtitrarea acestuia era scris You Fat Bastard. Din fericire, cei mai inteligenți au câștigat această feudă. Albumul Vulgar Display of Power din 1992 a fost numit după o scenă memorabilă din clasicul horror din 1973, The Exorcist. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, Karras. Where's Reagan? In here with us. Se spune că tipul cu figura de pe coperta albumului Vulgar Display of Power a fost lovit de 31 de ori în față înainte de a fi realizată captura finală. Coperta albumului a fost realizată de fotograful Brad Guiz, cel care a realizat și fotografia pentru albumul Cowboys from Hell. Trupa a spus casei de discuri că vor ceva mai dur, spre exemplu un tip care își ia un pumn în figură pe coperta noului album. Prima versiune a coperții era un boxer cu o mănușă de box, dar trupei nu i-a plăcut, așa că labelul a produs o a doua versiune. Potrivit toboșarului Vinnie Paul, bărbatul de pe copertă a fost plătit cu $10 pe pumn și a fost lovit de 31 de ori pentru a obține fotografia corectă. Cu toate acestea, Brad Guiz a declarat că bărbatul, care se numea Sean Cross, nu a fost niciodată lovit. În anul 1991, Pantera a cântat pentru un public de 1,6 milioane de spectatori la Moscova, în Rusia. Până în septembrie 1991, Pantera era suficient de cunoscută ca trupă. Aceștia au cântat în deschiderea celor de la AC/DC, Metallica, Motley Crue și Queensryche la festivalul Masters of Rock din Moscova, Rusia. La începutul acelui an, Pantera cânta în fața unor mulțimi care depășeau lejer 2000 de oameni. Ei bine, acestea sunt cele 15 lucruri pe care ar trebui să le știi despre trupa Pantera. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-ne subscribe canalului, dă-ne like clipului, dă-ne coment și toate cele bune. Până data viitoare, fii deștept și fără frică. Cheers!